Iar pentru prima dată în Moldova, după cum zic organizatorii, a avut loc un art performance între doi artiști ce reprezintă două state diferite, Dara din Republica Moldova și Vlad Darvin din Ucraina. În cadrul evenimentului au lansat și videoclipul piesei Unbroken. În original, piesa este cântată în limba ucraineană. I do not mind if you hurt me. De-a lungul timpului, Dara ne-a obișnuit cu proiecte și colaborări inedite. Lansarea noului videoclip în colaborare cu ucraineanul Vlad Darvin ne-a lăsat fără cuvinte în sensul direct. Эта презентация – это experience для того, чтобы люди научились доверять друг другу, во-первых, для того, чтобы не боялись друг другу смотреть в глаза. О привире поэта со сорвезе мульте. Прим привир потом с трансмитем о чем кредеры, до кого вем невое ной, и кого вем с ее оферим апропиатуру и ностру. Идея аста се концене ин пьеса, есть ворба деспре ин кредеры. Я кред ка я порнит дин прим момент, кан нам антолнит ку Влада, ам чепута в коммуника, аж са скимба чеба на алхимия ностра интерьюара. Дара на глазах я вижу понимание, тепло, любовь и стремление покорить весь мир. M-a inspirat modul în care a fost prezentat videoclipul și senzațiile pe care le-am trăit în timp ce priveam ochi în ochi cu cel pe care nu-l cunosc, pentru că pe Dara o cunosc de mai mult timp. Chiar mi-au dat lacrimi la un anumit moment când ne-am văzut cântând împreună. La un moment dat a dispărut Brio Sonores, Dara, Darvin. A fost doar muzică și emoții pozitive și cred că asta este cel mai important. Pentru că era un eveniment important pentru ei, cei doi aveau foarte mari emoții, iar la un moment dat, Dara chiar a lăcrimat. Era bunelul meu, da. Eu am o relație foarte deosebită cu el și de asta el e un personaj tare deosebit. De asta cumva mi-a fost foarte drag să-l văd la acest... Nu mi-am imaginat că el poate să fie prezent aici. Videoclipul a fost filmat în Ucraina, la fel ca și piesa. Este foarte sensibil și plin de romantism. Вдохновенно работать с Дарой, потому что Дара талантливая девушка. Она может тебя увлечь своей энергией, своим пением. Întotdeauna sunt foarte curioasă pentru că nu știi ce o să iasă, ce o să fie, cum o să vadă operatorul sau regizorul, cum o să te vadă. Și tare curios să vezi asta într-un final. На съемочной площадке присутствовало там несколько зевак, люди, которые просто пришли посмотреть. Все так вот за Дарой наблюдают. Что это за принцесса в синем платье? Era o mașină extrem de mare care ne tot ridica de spate, de chestii. Asta a fost ceva tare dureros pentru că pe mine m-a ridicat vreo ceva de ori, cred că da. Și asta a fost destul de greu. Noul single a fost lansat și în Ucraina, unde se bucură de un real succes. Varianta în limba ucraineană Vitrila deja se aude la posturile de radio. Simțim deja un feedback destul de frumos din partea Ucrainei, deși dinamica țărilor la 46 de milioane este mult mai lentă. La ei mai greu iau avânt lucrurile, la noi pac și s-a dus. Dacă ți-a plăcut videoclipul, nu uita să-l votezi pe muztv.md în top 10, unde va debuta săptămâna aceasta. Please,